În cadrul evenimentului se vor dezbate teme legate de strategia PSD în etapa actuală. Un rol foarte important îl au femeile. Mă gândesc la femeile din familia mea, la fetița mea și la soția mea, care practic conduc familia, ca să fiu sincer. Mă gândesc la mamele noastre, la bunicile noastre. Rolul femeii este extraordinar. Nu fac emoții în ceea ce privește rolul de adversar al actualei opoziții politice. Vă spun sincer că cunosc ceea ce spun, au multe probleme în interior, nu au nici pe departe organizarea pe care o are Partidul Social Democrat, din punct de vedere organizatorii, dacă nu structurile de jos până sus, din comune până în marile municipii. Se va discuta despre politicile publice adoptate de guvern cu privire la susținerea familiei, a copilului și a persoanelor aflate în dificultate și care au fost cuprinse în Pactul pentru Demnitatea Femeii. Suntem în Constanța. Fiți binevenite, dragi reprezentante ale celor 41 de județe ale organizațiilor femeilor social-democrate din România, la această întâlnire, cu sufletul vă spun, bine ați venit, cu sufletul vom demonstra pe parcursul acestor 2 zile și jumătate că suntem dornice să cunoaștem care sunt cele mai bune principii, căi, măsuri pe care să le aplicăm noi. Alte teme abordate se referă la necesitatea creării unei atitudini civice prompte față de fenomenele violenței, abuzului și violului, propuneri privind înăsprirea legislației împotriva celor care comit asemenea fapte. Evenimentul din acest an își propune să aibă mai multe obiective. De fiecare dată am venit cu propuneri. De fiecare dată am arătat solidaritate cu alte categorii de femei din România. De fiecare dată am fost în primul rând al luptei în campaniile electorale. De fiecare dată am arătat înțelegere și profesionalism. Invitatul special al acestei ediții a Școlii Politice de Vară a Femeilor Social-Democrate a fost Teodor Meleșcanu. Organizatorii au solicitat o temă care se numește România în actualul context geopolitic. Pentru că se folosește un termen care se folosește foarte des. Am crezut de cuvință să încep prin a vă spune câteva cuvinte cum a apărut acest termen de geopolitică. El a apărut în 1899, un om de știință suedez, Kielen îl chema, a folosit prima oară expresia de geopolitică, dar prima lucrare adevărată pe teme de geopolitică a fost publicată cu 2 ani înainte. La finalul cursurilor Școlii Politice de Vară a Femeilor Social-Democrate se va adopta o rezoluție cu privire la implicarea și susținerea femeilor din partid la alegerile locale și generale, ce vor avea loc în anul 2016.